Salutare! Eu mă numesc Mihaela și pe mine mă numesc Cristina, iar acesta este Râul Chișcari, despre care vom vorbi. Râul Chișcari este șuvița de viață care străpunge pământul. Este temelia sătenilor din Chișcăreni. Cândva a fost și el frumos și plin de viață, mișunând de pești chișcari, mari iubitori de apă curată. Sătenii mândrindu-se cu el au și denumit satul în numele acestor pești, Chișcăreni. Râul are doar 10 km izvorând din Teura Nouă. Pe teritoriul Chișcărenilor are 5 km și se varsă în celucul de mijloc. Cu toate că e un râu foarte mic, nu a secat până acum niciodată. A supraviețuit cea mai mare arșiță, însă acum starea lui este deplorabilă și a scăzut cu mult nivelul apei. Are o importanță economică, fiindcă din el se adapă animalele sătenilor și se scaldă păsările acestora. Acum, datorită faptului că apa e poluată, acesta reprezintă un pericol. Astăzi, râul Chișcari este bolnav și rătăcit. Și totul din pricina omului. Mânec în durerea dezastrului ecologic. Trebuie să încetăm. Un râu este un tezaur al neamului, dar nu al gunoiului. Din această cauză, noi am decis să analizăm starea biologică și chimică a apei din acest râu poluat. Din monitoringul biologic, făcut pe tot parcursul râului, am găsit doar 4 specii de macronivertebrate și acele fiind tolerante la poluarea apei. Analiza chimică ne-a arătat că apa este foarte poluată, cu exces de nitriți, nitrați și cloruri. Rezultatele ne-au șocat și am început să depistăm cauzele poluării râului. Și am început să curățim râul. După cum ați zionat, noi am analizat biologic și chimic calitatea apei, am depistat problemele și cu ajutorul tinerilor, cât și maturilor, am făcut ordine pe râul nostru degradat Chișcari. Deci, Chișcărinul vrea ca râurile din Moldova să curgă limpede și curate. Iubește-ți râul!